Dan Vâlceanu vrea ca Marian Rotaru să plece din fruntea Direcției de Patrimoniu Târgu Jiu. Pentru asta le-a cerut consilierilor PNL din Consiliul Local să inițieze un proiect de hotărâre. Decizia vine după ce liderul liberalilor a aflat că în instituție s-a ajuns chiar la agresiune fizică. Consilierii Partidului Național Liberal vor iniția un proiect de hotărâre în cadrul Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu cu propunerea de demitere a domnului Rotaru din funcția de director al Direcției Publice de Patrimoniu. Sunt situații și lucruri care te cutremură. Nu cred că, mai ales, hai să spunem că bărbații suportă mai ușor unele lucruri, dar femeile, nu poți să sari cu pumnii să dai într-o femeie. A existat agresiune fizică în acea instituție? Sunt toți acolo, au fost martori, au văzut, s-au întâmplat lucruri de față cu alți oameni. De asemenea, vreau să vă spun că există lucrări pe care această direcție trebuia să le facă, care au fost întârziate special de directorul și există, cum să vă spun, oamenii care au venit și mi-au adus la cunoștință lucrurile astea, mi-au adus la cunoștință cu date, cu înregistrat în data de documente și așa mai departe. Președintele organizației județene nu are niciun dubiu asupra votului ce ar urma să fie dat de consilierii. Totuși, Vâlceanu a uitat să-l întrebe și pe primar dacă este sau nu de acord cu o astfel de decizie. Romanescu pune la îndoială legalitatea unei astfel de hotărâri. Am încercat să iau legătura astăzi cu domnul primar, dar nu am reușit. Dacă n-ar fi de râs, ar fi de plâns, dar eu pot să zâmbesc, totuși. Pentru că, vă dați seama, fiind o decizie politică, cel puțin ca membru de partid, trebuie să o respect. Și dacă au consultat cei mai buni juriști din cadrul partidului și inițiază un astfel de proiect, nu se pune problema. Acum trebuie să vedem exact dacă acel proiect de hotărâre este încărcat de legalitate. Pentru că orice proiect de hotărâre inițiat de primar sau de orice consilier trebuie avizat de legalitate de către secretarul municipalității. Nu vreau să fac mai multe precizări, însă, v-am spus, teoretic și moral susțin un astfel de proiect. Mai rămâne ca în atribuțiile Consiliului Local să existe vreun paragraf, sper să existe un astfel de paragraf care să poată permite Consiliul Local să demită un director din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, prefectura Gorj nu se poate pronunța în privința unei posibile legalități decât după ce hotărârea a trecut de votul consilierilor. Vom vedea sub ce formă va fi propus acest proiect de hotărâre și sigur ne vom putea exprima pe legalitate doar după ce vom vedea și noi expunerea de motive, nota de fundamentare și articolele ce vor fi trecute în proiectul respectiv. Deocamdată nu pot să vă spun cât de legal sau ilegal ar fi să inițiezi o astfel de hotărâre de Consiliul Local. Marian Rotaru a ajuns în centrul atenției după ce și-a pus o angajată să-i facă pedicura la birou. Ulterior au ieșit la iveală mai multe nereguli în direcția pe care o conduce, fapt care a condus la o anchetă în acest sens.